Teodorovici declanează revoluția în România, totul se va schimba radical. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat că până la finalul lunii aprilie, se vor adopta două măsuri, prin ordonane de urgență ale guvernului, care vor schimba radical sistemul de achiziții publice din România. O primă va fi dat pentru centralizarea achiziilor publice, care vor fi efectuate la nivelul Ministerului de Finanțe printr-o instituție unică, pe baza a ceea ce transmit instituțiile publice din toată țara. Teodorovici a dat ca exemplu achiziția de medicamente. I-a explicat că odată ce acestea se achiziționează centralizat, atunci prețul va fi unul mai mic. În ceea ce privește achizițiile publice, se va adopta în guvern, prin ordonanță de urgență, până la finalul lunii aprilie. Va fi o abordare nouă, modernă, în linie cu directivele europene, nu vom aduga nimic față de ceea ce solicit normele europene. Din toate rile din Europa se vor lua exemplele de bune practici, nu există un model anume, pentru că fiecare sector are anumite particularități când le aduci în România poți să ai probleme, dar, repet, actul în sine va schimba radical această zonă achiziilor publice. Săptămâna viitoare voi pleca la Bruxelles pentru a avea o discuție cu comisarul european pe politici interne. Pe achiziții centralizate, va fi o ordonanță de urgență care va stabili un nou mecanism, la nivelul Ministerului de Finanțe, o nouă structură care va face aceste achiziții centralizate. Vom începe cu câteva zone pilot, pentru ce sunt câteva studii făcute care arată în acele zone sunt cheltuielii foarte mari, cum sunt achiziile de autoturisme, de medicamente. Sunt proiecte piloti, pe acestea ne vom concentra, în prim fază va fi aprobat până la finalul lunii aprilie. Se vor centraliza propunerile, nevoile, dar achiziția se va face într-un singur loc. Răspunderea este la această instituție care face achiziile publice. Cei care beneficiază doar trimit propunerile, nevoile, dar achiziția se face la nivel centralizat. Nu va dura mult mai mult. Va fi mult mai simplu, a explicat Teodorovici. Ministrul de Finanțe a precizat că actualul Consiliu Național de Soluționare a Contestațiilor va fi transformat într-un tribunal specializat, care va judeca contestațiile la achizițiile publice. El a precizat că acest tribunal va judeca totul foarte rapid, iar calea de atac va fi ICJ, care, din nou, va soluționa aceste contestații cu celeritate. Ca să finalizeze problema asta a achiziilor centralizate, care ne-a dat multe bătăi de cap. Acum avem acel Consiliu Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru ca propunerea va fi să fie transformat într-un tribunal. Aceasta va fi o primă cale de atac, a doua cale de atac va fi ICJ. Vor fi termene foarte scurte pentru a se lua o decizie, maxim 30 de zile, în cele două cei de atac. Decizia acestui tribunal va fi obligația semnării contractului, iar cei care doresc să mai conteste merg la ICJ.
în cazul în care câștig la ICJ, atunci noi vom rambursa o parte din marja profitului pe care îl estima atunci când a ofertat, a mai precizat Teodorovici.